Sulo. Caută să desfacă apărarea celor de la Saxon. Jucătorii lui Zimru. Poate acum pe extrema stângă un șut și apără Buza. Un șut la coțul scurt al lui Dacunia Talis. Buza însă a fost la post. Va fi corner. Minutul 9 al meciului. 0-0 în continuare. Zimbru practic și-a asigurat locul 3 în clasament. Atac bun al echipei Zimbru. Acum Bruno și apără Buza. Alex Bruno. Jordan. Acum Anton. Alex Bruno. Dacunia. Dar de un jucător al echipei Saxon. Dacunia continuă de unul singur. Și șutul lui Ludovic. Gol Zimbru. 1-0 pentru Zimbru Chișinău. Din minutul 27 al meciului. Galben Verzi. Ce face acolo Magaldadze? Incredibil. Ocazie pentru Saxon. Apără Voazinia. Carandașov și Constantin Sandu, șut blocat, ocazie uriașă pentru cum Zimbru în atac pe extrema stângă, Dacunia, Danus Pătaru și Jean Maria Mani trage în blocaj, din nou ocazie pentru Zimbru, Alex Bruno de Souza trimite balonul peste transversală, o fază bună reușită de Gaben Vers. O acțiune prelungită. În 2-3 mișcări. Rui Miguel, 1-2. Cu Ludovic, Jean Mania, Marie Miguel, apără Buza și resping totuși fundașii lui Saxon. Continuă faza, Danu Spătaru centrează la bara a doua. A simulat un șut Ion Jordan, însă pasa a fost imprecisă, din nou șutează bare Dacunia. Trage de la marginea careului în bara pe Carandașov. Sunt tehnici fotbaliștii lui Zimbru, Miguel și acum un șut, apără Buza. Și în cea de-a doua fază intervine Samuel Dua, salvator de pe linia porții, respinge acesta. Fotbalist iubit de către microbiști. Vitale Negru îl găsește pe Carandașov. Din nou Saxon atacă, centrare în careu și are probleme Voazinia. Constantin Sandu ratează incredibil. Ocazia uriașă pentru Saxon. Păslare pentru Negru. Întrează Negru și șutul lui Constantin Sandu. Apără Voazinia. Din nou Sandu nu îl poate învinge pe portarul din